Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la 100 de minute, ca întotdeauna destul timp să aflăm ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Președintele Klaus Iohannis continuă consultările cu partidele parlamentare la această oră. Se întâlnește acum cu reprezentanții PMP, a început discuțiile cu PNL, apoi USR, o să vedem despre ce este vorba. Urmează minoritățile după PMP. Robert Kiș ne dă mai multe informații, doar o formalitate, această serie de consultări. Robert, eu cred că așa ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Referendumul oricum are loc, se discută așa, formal. Întrebările oricum sunt stabilite și asta pentru că deja ar fi decis Klaus Iohannis care sunt cele două întrebări pe care le va pune la referendumul de pe 26 mai. Spuneau atât reprezentanții PNL cât și reprezentanții USR că întrebările pregătite de președinte sunt similare cu temele pe care le-a pus în dezbatere, teme pe care deja a cerut avizul Parlamentului. Vorbim de cele două teme, și anume amnistia și grațierea, interzicerea emiterii unor astfel de acte normative în domeniul amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție, și cealaltă temă propusă de președinte face referire la interzicerea emiterii ordonanțelor de urgență în domeniul justiției, precum și posibilitatea sesizării curții pe ordonanțele de urgență și a altor actori în afară de avocatul poporului. Sunt întrebări pe care le va pune Klaus Iohannis pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare, însă întrebări a căror finalitate până la urmă ține de modificarea Constituției, inevitabil. Spuneau însă atât cei din PNL cât și cei din USR că își doresc modificarea Constituției. Ținem bine minte însă că s-a mai discutat, sau după fiecare rând de alege se discută această temă, modificarea Constituției. Nu a reușit să o facă USL-ul după alegerile din 2012, după ce aveau o majoritate consistentă în Parlament. Spuneau cei din USR că poate în 2020, după alegerile parlamentare, se va discuta acest subiect, cel al modificării Constituției, pentru că inclusiv acea inițiativă a USR-ului, fără penal în funcții publice, finalitatea ei trebuie transpusă tot printr-o modificare a Constituției. Cât despre consultări, acum se află la discuții reprezentanții Partidului Mișcarea Populară, urmează UDMR și minoritățile naționale. Formalitate, până la urmă, mâine se reiau discuțiile cu cei din PSD la ora 11 și cu cei din ALDE la ora 12, însă cei din ALDE spunea Călin Popescu-Tăriceanu că nu vor participa la aceste discuții. PSD anunța ieri Liviu Dragnea va trimite o delegație alcătuită din 3 persoane. Vom vedea despre cine este vorba mâine și desigur care sunt subiectele discutate, pentru că președintele transmitea ieri că dacă partidele parlamentare vin și cu alte propuneri de discuții, dacă vor să discute alte subiecte, sunt libere să o facă. Președintele este deschis la dialog, însă până în acest moment cei care au venit aici la Palatul Cotroceni să discute cu Klaus Iohannis au discutat doar despre această temă, și anume tema referendumului.